Continuăm previziunile astrale pentru vineri. Balanță, poate ți se pare că ceilalți sunt puțin cam agitați, că își consumă energia fără rost, dar dacă îi întrebi, vei fi surprins de explicațiile lor clare și logice. Scorpion, te simți bine într-un context atât de dinamic și asta te motivează să pui în aplicare cam tot ce ai amânat până acum. Este important să faci o selecție. Săgetător, îți asumi răspunderea pentru multe din lucrurile care nu merg bine în familie, dar ai nevoie de soluții realiste pe termen lung, nu de mustrări de conștiință. Capricorn, dincolo de culorile sumbre în care îți descriu viitorul unii apropiați, ești tu cu propriile convingeri și cu informații despre ce ai de făcut ca să ai succes. Vărsător, ești solicitat în evenimente de care nu-ți face plăcere să te ocupi și ar fi bine să te observi cu atenție. Vei vedea că lucrurile merg prost fiindcă nu ești atent. Pești, oscilezi între o mai mare apropiere față de partenerul de cuplu sau față de dorința de a avea pe cineva cu acest rol și dorința sinceră de a te simți apropiat de un om pe care îl apreciezi. Acestea au fost previziunile astrale pentru vineri. Sunt Crina Casoni, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!